ce prezentare a făcut. Când are de promovat un concert, dacă vorbești despre concertul ăla... Nu, că n-ai ceva de anunțat sau de zis, imediat n-am nimic de zis. La emisiune. Nu am când nimic în rest de zis. Aveți treabă, sunteți cu avioane, nu, zbor, nu am nimic de zis, filmări. Nu veneam la emisiune dacă nu era Greta, pentru că mie nu-mi place să apar la televizor, că sunt multe camere. De ce? Pentru că ești foarte frumos și pentru că e păcat să nu apar la televizor să te vadă lumea. Tu dai apar la televizor că ești frumos? Da. Cine ți-a zis? Am și pe cineva care mă păcălește în fiecare zi. Bă, da, te-a păcălit. Da. Avem aceiași ochelari. Nu. Da, da. Ai tăiți mai curamă, mai subțire. Da, da, tot de la același furnizor sunt până la urmă. Tot de la Romică? Tot de la Romică, da. Romică, prietenul nostru, da. Prietenul ochelariștilor. Exact. Mi-a făcut două perechi. Eu am, cred că de la vreo 10-20, toți banii mei, când e salariu, mă duc repede, cumpăr o peramă de ochelari. Că sunt și scumpe. Sunt și scumpe, da. Asta zic. Da, ăștia sunt buni. Păi aia din lați fierbinți, cum însă ia? Unde să ia? Că toată lumea aia te când de te duci de pe... Mamă, n-ai avut... Asta a fost un test, Mihai. Asta a fost un test să vedem dacă ai imediat rapiditate. L-a luat. Ok, e bun. A trecut testul. Ce m-ai întrebat? De ochelari din lați fierbinți. Ochelari din lați fierbinți sunt deja patrimoniu... patrimoniu și eu când mă duc la filmare, las buletinul, se dau ochelarii, termin de filmat, iau buletinul, dau ochelarii înapoi. Deci sunt acolo în siguranță. Da, știi, mi se pare foarte tare să iei ochelarii aia când ai tu vreun zbor sau ceva și efectiv cei care sunt cu tine să nu știe și să-ți pui ochelarii aia, știi, să vezi reacțiile. Nu, tare ar fi, m-am gândit odată, dar sigur ne dau în judecată dacă mă duceam la linie. Pentru că tu acum zbori și pe avioanele de linie, nu? Nu, Doamne ferește, nu, că mi-am făcut niște socoteli financiare. Și mi-am dat seama că nu-i bine. Sunt simple socotele, că aduni, faci niște adunări, tragi linie, iese suma și când vezi că nu se potrivește cu cealaltă, nu e ok. Ok, perfect. Nu, da, nu numai de asta, din mai multe motive. Tu acum, la ora actuală, poți să zbori și pe avioanele de linie. Poți să mă angajez la linie, da, dar nu... Adică, ca să te angajezi, să zbori, să intri pe zbor, trebuie să faci cam două luni de zile de pregătire în compania respectivă. Oricare, fiecare companie are o politică proprie. Te duci la Tarom și ești comandant. Dacă te muți la altă companie, la Ryanair, de exemplu, sau la oricare, nu te duci neapărat pe postul de comandant. Pentru că trebuie să înveți regulile companiei, e mai complicată. Deci nu ce mai complicat. Bine la Emirates, că iau bani mulți. Emirates trebuie să te duci dacă ai minim 10.000 de ore de zbor pe acea aeronavă, pe un tip de aeronavă. Așa te primesc. Eu nu m-aș duce la Emirates pentru că în ciuda aparențelor, mie nu-mi place deloc munca. Deloc. Iată-mă un om sincer în sfârșit la emisiunea noastră. Deci, iar în, un om care vine și spune, bă, nu-mi place munca, în ciuda aparențelor, că oamenii cred că chiar tu ești fier pe muncă. Da, sunt fier. Nu, sunt fier pe muncă, nu-mi place deloc. Adică deloc. Eu aș vrea să ajung la nivelul ăla, că de fapt țelul meu e ăsta. Să nu mai trebuiască să fac nimic. Eu vreau să fac lucruri, dar să nu mai trebuiască să fac. Să nu mai trebuiască să mă duc la filmare, să nu mai trebuiască să mă duc la concerte, să nu mai trebuiască să fac aia, să nu mai trebuiască să... uite, eu vin la emisiune, ca și la Brenciu, m-am dus la Brenciu la podcast. Brenciu m-a sunat și mi-a zis, bă, vreau să vin la mine. Bă, nu vin, că nu am, n-am ce să zic, vin să ce? Să cântați, că la Și săracul m-a sunat de mai multe ori, bă, vină mă, de ce ești, măgar? Și până la urmă am dus, pentru că nu poți să refuzi așa ca prostul la nesfârșit. Nu poți. Și nu e frumos până la urmă. Și până la urmă poate chiar nu te mai cheamă nimeni și atunci chiar e trist. Dar de asta zic, ce? Nu-ți place munca? Nu. Bine, dar s-a lipit munca de tine, pentru că tu, acum mulți ani, ai fost antreprenor. Mamă, dar ce s-a lipit munca de mine și am zis, băi, uite ce mă scot, o să mă duc să cânt și o să fac ceea ce îmi place corect. Și nu mai am timp să-mi bag un deget în ochi. Dacă vreau. Nu. Acolo e sezon nou din Las Fierbinți, da. Oamenii pot să vă vadă pe Pro TV. Sezonul fără număr. Nu se mai spune numărul la sezon, pentru că nu mai contează. Nu mai contează ce număr are. Da, mă, dar tu ești de la primul episod? Da. De la pilot. De la pilot? Da. Cât de, da, mi se pare serialul care face audiențe record și după 14 ani de când a început. Și crește, este incredibil că el crește în audiențe. Și descoperă oamenii. Eu cred că eu port noroc. Deci șoc, dacă Mărginea nu pleacă din la Sfierbinți, serialul se prăbușește. Aviz regizorilor, nu producătorilor. Nu plec nici dacă mă dau afară. Tot mă duc pe acolo și să știi că sunt zile în care am fost acolo doar să mănânc. Pentru că e o mâncare foarte bună. Da, e foarte bună și nu mă duc să mănânc, atât de bun e. Pentru că Mihai e omul care își face calcule. Bă, dacă mă duc să mănânc în oraș, cât mă costă atât? Dacă mă duc până la Sfierbinți, cât mă costă benzina? Nu te scot. Atâta, deci mai bine. Te costă mai mult drumul, că faci minim 40 de minute până acolo. Nu e complicată.
complicată viața cu dusul și întors. Uite, vine, am o secvență, o secvență. E... Spune-le acum, oamenii te văd în Las Fierbinți, unde sunt concertele, unde sunt evenimentele? Sâmbătă am un concert la făcut în Severin, cred că de autoritățile județului, este la Casa de Cultură, e o casă de cultură superbă în Drobeta Turnul Severin. Au un palat pe malul Dunării, este ceva spectaculos, e o clădire spectaculoasă, pe care au și renovat-o cu fonduri europene, arată incredibil, au o sală de spectacole foarte frumoasă și acolo voi cânta sâmbătă. Dar ce e? Este un concert normal. Un concert adică normal. Adică oamenii din Severin care se uită acum la emisiune pot să vină acolo? Da, e... da, da. Deci da, e pentru toată lumea, nu e ceva... Nu, e pentru toată lumea, da. Deci, oameni buni, în Severin, ați aflat sâmbătă, vă puteți vedea cu Mărgineanu la Casa de Cultură. Da, da, sâmbătă aterizez la Prunișor, că este un aerodrom foarte frumos. Deci al domnului... te duci cu avionul tău? Da, mă duc cu avionul, că fac mult până acolo. Băieții pleacă pe jos, ei pleacă pe jos și eu mă duc și ajung într-o oră și 10 minute. Ei pleacă cu mașina, adică? Da. Stai un pic, deci tu avionul ăsta, unde îl ții? La Băneasa? Acum e la Clinceni, în hangar. La Clinceni, în hangar? Ah, da, am suferit niște lucrări, că așa se întâmplă odată la 4 luni. Dacă nu faci 50 de ore de zbor, trebuie să faci niște lucrări. Schimb de ulei, schimb de bujii, schimb de... Schimb și tu pleci de zbor de pe Clinceni cu el? Plec de pe Clinceni, da, direct. Și de plan de zbor pe Clinceni și aterizez și, la... Și nu la îți cere chestia asta, adică să ai culoare de zbor, nu trebuie să te înscrii cu toate. Culoarea de zbor și cherosen și gol de aer, astea sunt un fel de manele, adică nu... Da, este un... Eu zbor până la... Severin VFR, adică Visual Fly Rules, am adică nu niște rapoarte acord, de data. Bineînțeles că trebuie acord. Nu acord, eu informez. Aha. Informez autoritățile aeronautice că sunt în aer la o anumită altitudine, sunt în contact direct tot timpul cu București Informare sau cu turnul Craiova, imediat după aia cu turnul Craiova. Și singur? Sau zi zbor singur și o să mă întorc cu unul dintre băieți, mă întorc cu sunetistul nostru. Și cât faci o oră până acolo, ai zis? O oră, oră și 10. Și cât costă cherosenul ăsta până acolo? E benzină, mă, nu e niciun cherosen. Iar combustibilul de avion de linie se numește Jeta 1. Jeta 1. Nu se numește cherosen. Și combustibilul de avion de linie este o motorină mai proastă. E o motorină... Bine că ne-ai zis. Așa de o motorină mai proastă. Așa funcționează motorul cu reacție. El are o flacără acolo, încălzește o masă de aer și o aruncă pe turbinele alea în spate, trage cu niște compresoare de afară. E un sistem foarte simplu, aparent. Păi și la pe tine cât te costă un zbor de ăsta până la Severin? Că încerc să mă gândesc dacă e mai avantajos să mergi cu mașina până la Severin. E mai avantajos să zbori, pentru că e câștigat timp. Nu e un consum foarte mare al meu, când sunt singur consumă la 2200 de ture, probabil, în jur de 20 de litri de benzină. Benzina mea e o benzină specială, e o benzină cu plumb, o cifră octanică de 104, se numește Avgaz. E o benzină albastră. De culoare albastră, tocmai de asta, ca să nu confunzi. Și consumă cam 20. Când mai iau pe cineva? Când am, uite, am venit de la Oradea cu băieții, și mi-am promis că nu-i mai iau de atunci, că ei s-au culcat, s-au culcat, au dormit. Am făcut 2 ore 40 în loc să fac 2 ore, o oră. Eu trebuia să fac o oră 40. Am făcut 2 ore 40, da, am făcut 2 ore 40. Pentru că avionul fiind mai greu, el zboară mai încet. Am urcat mai greu, am avut și un vânt de față care m-a încurcat de tot. Eram singur că ei dormeau. Ei dormeau ca valizele, 3 oameni în avion, dormeau, dar n-au avut aer. Am consumat 30 și ceva de litri pe oră și nici n-am avut cu cine să vorbesc decât cu controlul de trafic. Și mi-am promis că nu-i mai iau. Gata. Mă duc singur. Măcar dacă sunt singur, sunt singur. Nu am cu cine să vorbesc. Nu m-am... Mi se pare că... Dar să doarmă, a dormit Florin Ionescu, de a făcut clăbuci la gură și... Adică e frumos, mă, de la zgomotul ăla și aerul, pac-pac. Nu, că le pui căștile pe urechi și deodată, opa, o iau pe... Mie îmi place foarte tare de, treaba asta ta, știi? Adică cu avionul, te duci la cântări. Păi, te duci până în Spania? Nu, nu m-am dus. Să ieși în seara asta plec în Spania. Bă, da, cum să nu, am ieșit din țară. În seara asta plec, la ora 8:30 plec în Spania. Da? Mă întorc joi. Te duci... Cu treabă. Cu treabă? Da. Foarte frumos. Pentru că tu chestia asta cu avionul, pasiunea asta ți-ai descoperit, o aveai de mult sau s-a întâmplat odată? Băi, eu tot spun de asta, că mă întreabă lumea, nu știu de ce li se pare tuturor ceva extraordinar, dar nu e nimic extraordinar. Pentru mine e extraordinar.
Da, nu e nimic extraordinar. Este foarte mult de învățat. E un lucru obișnuit dacă intri în el. Ce e extraordinar, într-adevăr, este că descoperi o lume foarte frumoasă. Este o altă lume. Și lumea artistică e frumoasă. Găsești. La un moment dat, când o cunoști mai bine, îți dai seama și de defectele ei. Dar în aviație, defectele sunt foarte puține, pentru că oamenii sunt extrem de pasionați și extrem de deștepți. Și dacă sunt defecte, nu e bine. Când ai defecte aici, e cam... final. Sunt cam ultimile. Adică, ai un defect și ăla e ultimul. Numai. Și în Spania te duci cu treabă, da, cu muzicală treabă. Sau cu treaba ta personală? Nu, cu treabele mele personale. Perfect. Și când te-ai dus cu avionul? Deci cu aviația când? Acum câți ani? Când m-am apucat de aviație? Acum 15 ani. Și în același timp e și cu navigația, nu? Îți place și cu barca? Da, da. Aia merg de... Acum îmi fac concedii. Acum îmi fac vacanțele. Pe barcă îmi fac vacanțele. Adică n-am mai fost la un hotel de ani, de zile. Să mă duc la hotel să-mi iau... nici nu vreau să mă gândesc la all-inclusiv. Adică dacă, când aud all-inclusiv, îmi ies pete pe corp. Nici nu vreau să mă gândesc la asta. Cred că m-a spânzura. M-a spânzura de ceva. Adică mă duc la all-inclusiv, am mâncare ca la balamuc, bere la... Să stai așa, să vegetezi la... Cred că m-a spânzura. No, deci n-am mai fost de mult. Eu vacanțele mi le fac cu familia mea și cu prietenii mei. Mulți. Chiar și cu trupa, anul ăsta am fost cu trupa în, am făcut chiar o vacanță foarte frumoasă, probabil că cea mai frumoasă vacanță. Noi facem o vacanță pe an împreună, ca trupă, nu ca After Eight, cu trupa care a venit astăzi la tine, care este noua trupă făcută în grupul nostru de prieteni, este o trupă de funk, ci cu trupa mea, pe care i-ai cunoscut. Așa, și am fost cu iubitele noastre pe un catamaran pe Marea Egee, în Golful Saronic, sunt 7 insule de vizitat foarte frumoase și am stat o săptămână din insulă. În insulă i-am cărat. Cu ocazia asta am devenit, asta îi spuneam și lui Brenciu zilele trecute, Michele, care e chitaristul trupei mele, eu pentru el am devenit Dumnezeu. Dumnezeul lui Michele sunt eu. Când a văzut că am ieșit cu barca din Porto Alimos, a zis gata. Deci dacă am ieșit și cu asta de aici, nu mai avem niciun problem. Deci asta zboară, ne și duce cu barca. Adică chiar Michele nu s-a urcat în avion, pentru că el având 163 de kg în viu, el nu poate să... Și Boeing are o problemă. Adică tu gândește că la linie când ai plătit biletul, îți scrie acolo mail. De ce scrii mail? Că ei te calculează cu 80 de kg cu tot cu bagajul de mână. Adică pe mail. Medie. Female e 70 de kg cu tot cu bagajul de mână. La Michele a dat peste cap tot. Mail or 2. În mod normal trebuie să-și ia două bilete. Că el e doi oameni. Schimbă greutatea acolo la... Da. Schimbă, merge... Și apoi zi, ce mai urmează? Deci sâmbătă acum la Severin? Sâmbătă la Severin și după aia nu mai știu. Și știu acum că sâmbătă la Severin. Venit cu... Acum am venit cu After Eight. After Eight este o trupă care nu... O trupă care cântă un gen de nu prea să cântă România. Adică funk. Ce mișto. Și ei fiind prieteni de... Știi că în lumea asta artistică pe care o cunoști foarte bine că ești implicat, sunt prietenii de astea făcute de acum 20 de ani, de 25 de ani, au făcut școli împreună, au cântat în diverse trupe și la un moment dat s-au întâlnit să facă... De ce și-au făcut fiecare mic. Familii, fiecare... Familii, bă, burți. Business-uri, treburi, burți, bărbați. Da, de toate. Au zis, bă, haide să ne facem la pasiunea noastră. Tata, haide să cântăm ceva, că trebuie să facem, să ajutăm pe cineva. Și au ajutat, au avut un proiect de ajutor. Și au cântat. A ieșit atât de bine, încât eu am zis că dacă da. Eu trebuie să fac un cântec cu ei. Și am făcut un cântec cu ei. Ce fai? Așadar, îl ascultăm. Dar tu îi cunoști, uite, pe mare majoritate. Păi stai mă un pic, ia uite acolo, cum să nu. Păi vezi. Ia uite, păi Chiba e acolo, ia uite. Chiba, salut. Ce, ia uite și pe Marius acolo, un clăpar senzațional. Marius este cel mai firav, da? E băiatul cu tricou alb acolo. Firav, da, acum vreo 15 ani avea mai multe kilograme decât Michele. Da, erai Marius, nu? Era, Marius, acum... un băiat, un clăpar senzațional, super talentat. Uite-te aici, avem și... Iar Robert Patai cântă cu vocea dumnezeiește. El a devenit dușmanul meu numărul 1 de când soția mea a zis că este un tip extraordinar de mișto. Și din secunda aia a devenit inamicul public numărul 1 pentru mine. Este Irina Popa, care mai sunt doi membri ai trupei, Irina Popa și Laurențiu Ștefan, care amândoi sunt angajați la două teatre. Unul la Ploiești, Laurențiu Ștefan e la Ploiești, la Teatrul Ploiești. Și Irina Popa este la Galați. Ei au spectacol în seara asta, mă rog, Ștefan are repetiții și ei n-au ajuns în seara asta, dar noi am făcut o filmare în weekend care ne-a omorât. Pe mine cel puțin m-a omorât. Am făcut o sesiune live și cu ei. Am făcut o sesiune live cu trupa mea și o sesiune live și cu ei, de două piese.
Și, surprinzător, vor face muzica pentru un proiect foarte mișto, pe care, de care nu pot să zic acum că film, nu, nu e... Da, de film, da. Foarte tare. Foarte mișto. Un aplauz. Bravo, un aplauz. Un aplauz. Mulțumim. Deci îți dai seama ce percuționist e ăsta, dacă a dat aplauz. Și s-a auzit așa, cam cum or să sune, deci mă îngrozesc. După publicitate, oamenii ăștia ne cântă, Mihai Mărgineanu e cu noi, vă așteaptă și pe Instagram și pe Facebook și... Vreau să anunț ceva, o să cântăm playback. De ce? Pentru că nu avem toboșar și este prima oară în viața mea când fac playback, când cer scuze, eu nu știu să fac playback. Dar o să încerc. Nevoile să... ne învață, Mihai. Da, e dacă aș... Dacă nu dacă e toboșarul, dacă lipsește cineva, ce să fac playback, aș fi milionar. Las că o să dăm cadre mai largi. Da. Ne întoarcem imediat, oameni buni, rămâneți cu noi.